Dacă ai un sistem de operare Ubuntu, implicit nu poți partaja, nu poți da share unor fișiere pentru a le partaja cu altcineva cu un sistem de operare Windows. Implicit nu se poate, dar se poate activa chestia asta și ți instalezi o aplicație, se face foarte, foarte ușor. Dosar personal, ia să vedem, partajare. Deja am făcut un dosar aici, gol. Bun, dau click dreapta, opțiuni de partajare. Ia să vedem, partajare. Serviciul de partajare nu este instalat. Pentru a partaja dosarul, trebuie să vă instalați serviciul de partajare rețeaua Windows. Da, ok, instalați serviciul. Dar ai nevoie de internet pentru chestia asta. Deschide ce spune Samba, Implementation. Da, îmi spune ce va instala. Instalează. Bag parola. Acum aștept o să dureze un pic. Și după aceea o să pot să partajez fișiere cu sisteme Windows. Acum, dacă pot să instalez direct aplicația respectivă, Samba și mai încă un pachet, nu mai țin exact cum se numește, asta și pentru a accesa rețele Windows și pentru a oferi fișiere în rețele Windows. Instalează, așa, libspam smbpass. Deci poți să instalezi pachetul ăsta direct din centrul de software Ubuntu, dacă nu vrei să partajezi un fișier. Adică dacă vrei să accesezi o rețea de Windows, bun, o să repornesc sesiunea altă dată. Aici sunt două, închidem, doresc. Permiteți accesul altora să șteargă fișiere în acest dosar. Și acces oaspeți. Dacă nu bifezi căsuța asta, cine vrea să intre în dosarul respectiv, în partajare, trebuie să știe un utilizator și o parolă de pe sistemul tău. Dacă bifezi chestia asta, poți să intri direct. Renunț. Bun. Și o să ai la rețea, mă rog, navighează conținutul rețelei pentru a vedea ce au alți utilizatori de Windows. Ok, pa, pa!